Sfintele sărbători pascale se apropie cu pași repezi și pentru a intra complet în spiritul lor, v-am pregătit câteva idei de aranjamente pentru Paște. Decorațiunile joacă un rol important în viața noastră, deoarece îmbogățesc atmosfera, reușesc să reîmprospăteze aspectul unei camere și te fac să te bucuri de confortul casei tale. Masa de Paște trebuie să fie veselă și să emane un aer de sărbătoare, dar în același timp să aibă eleganță. Probabil vă gândiți că pentru a impresiona invitații aveți nevoie de niște obiecte decorative scumpe. Nu vă îngrijorați, deoarece puteți crea o atmosferă specială cu câteva ornamente la îndemâna oricui, dar în același timp originale. Pentru că ne apropiem de Paște, cum ai spus și tu, avem niște suporturi pentru ouă, pentru a le lăsa celor dragi surpriza de a găsi oul colorat înăuntru acelui suport. Am înțeles, deci practic acela este un suport, hai să le arătăm și celor de acasă. Se poate deschide, nu? Da, se poate deschide oul... și punem oul înăuntru. Înțeleg. Poate fi folosit și la masă, la masă de Paște, de exemplu, să punem ouăle. Exact, putem să acestui suport. Bineînțeles. Oarecum mai elegant? Mai elegant, sau dacă nu, putem folosi jumătățile de acest suport pentru a pune două ouă. Ouăle sunt unul din cele mai vechi simboluri pascale din lume. Forma sa ovală înglobează picătura de ploaie și semințele, două elemente dătătoare de viață. În antichitate, Roma, China și Grecia, ouăle se dăruiau ca și cadouri de primăvară, iar în evul mediu, membrii familiei regale dăruiau ouă învelite în foi de aur. Care este sfatul tău pentru cei care urmăresc această emisiune Tendințe Shopping? Se pregătesc intens de sărbătorile pascale, se gândesc să aducă primăvara și în locuință, dar nu știu cum să fac acest lucru. Celor care ne urmăresc, le sugerez să renunțe la tradiționalism, pentru că acum se poartă cu totul alt stil de veselă și cu totul alt fel de decorațiuni, și să vină la noi, pentru că avem pentru toți o sugestie și sigur vor găsi ceva pe placul fiecăruia. Un alt simbol al Paștelui sunt lumânările. Accesoriile dau culoare casei și exprimă personalitatea proprietarului. Într-o zi atât de specială, fiecare detaliu contează, iar temele legate de aranjamentele pentru Paște trebuie hotărâte din timp. Însă mai multe idei veți găsi pe pagina de Facebook Tendințe în Shopping.